Pentru ca turismul în județul nostru să se desfășoare fără sincope din cauza vremii, Consiliul Județean a stabilit o serie de reguli, astfel încât turiștii să aibă acces atât spre stațiunile montane, cât și spre vestigiile istorice unice, adevărate mărturii ale faptului că zona noastră este cu adevărat leagănul civilizației românești. Măsurile au în vedere siguranța circulației, dar și accesul facil al turiștilor. Consiliul Județean a hotărât ca în această iarnă aproape 30 de drumuri județene să fie închise doar când vor deveni impracticabile din cauza nămeților sau a altor fenomene meteorologice. Până acum, acestea erau închise de la jumătatea lunii noiembrie, inclusiv drumul care duce spre vârful Parâng. De exemplu, anul trecut nu a fost zăpadă până la 20 decembrie sau chiar 30 decembrie, dar drumul a fost închis din 15 noiembrie. Am eliminat lucrul acesta și chiar dacă zăpadă nu era până la 31 decembrie, se putea circula pe drum. Și accesul turiștilor spre vestigiile istorice ale județului sunt o prioritate pentru Consiliul Județean. Sametuza Regia nu este închis niciodată. Este o prioritate pentru operatorul care face rezăpezirea pe zona Orăștiei ca drumul de la Sarmice Zetuza să fie deschis în funcție de condițiile meteo cât mai mult. Și el va fi deschis. Adică este o prioritate drumul Sarmice Zetuza și stațiunile turistice.